O mârliță. Ați văzut-o? A venit o mârliță atât, un pix atât. Da, uite că a venit o mârlițică după rotativa mea, Dam. De la TNG Outdoor am luat-o. Dar mi-a plăcut mult cum ce culoare are, cum arată. Uite. Primul pește, dragi prieteni. Dau la o intrare în Șontea din Lacul Alb. Sunt cu prietenul Ervin și o să petrecem două zile la pescuit în zona Mila 23. Întâlnirea anuală, ca să îi zic așa. Poate gătim ceva, mai vedem. Important e că aici am prins o mârliță și mă bucur că populația dă semne de revenire, dar numai că trebuie să fie lăsată în pace. Altfel, n-ajungem nicăieri. Am oprit undeva pe Șontea. Ce s-a întâmplat? Am avut firul încurcat, asta s-a întâmplat. Sunt după nebunul la vreo 5 minute și la vreo 10 de băclănești. Dau în apă mică. A, și dacă nu m-ar ciupiți în țară asta, ar fi nemaipomenit. Cu rotativa mea. Ce s-a auzit acolo? Bă, dar m-a pișcat de binele. Aoleu! Am un creion din acela pentru înțepături, ia să mă duc cu el. De pe popădia nouă, am fost și pe popădia veche, pentru cunoscători pe la Marcone, pe acolo, prin zonă, pe unde are coliba. Așa îi zice. Era apa tulbure rău și am plecat. Am venit aici limpede, dar niciun țac până în momentul de față. Așa se prezintă zona. Ervin a pus un offset și eu dau cu un jelibon de la Strike Pro, cred. Nu mai știu ce-i pe-n cutiile astea. Ultima lansare și schimbăm locul. Mergem în gură la Băclănești, după care stația 1, intrare în Fortuna și mai încercăm în alte locuri dacă nu găsim. Eventual Olguța, intersecție cu Șontea, chiar pe Șontea pe acolo, încercăm pe la Știucă. Intrarea pe Fortuna, încercăm și aici, dar nu e nimic. Pe cuvântul meu, așa ceva n-am mai văzut. Înainte vedeai pește în apă. Era pește. Alevin.
Nu văd nimic, e deșert. Ne-am întâlnit mai devreme cu un pescar. Zice, domne, a, l-am prins. Iuhu, primul pește! Zice, dați pe la fund. Tocmai asta vroiam să spun, că asta am făcut. Și știu că primul pește aici, că am mai prins o mărlițică. Ia să vedem. Poate pot să vă arăt cât de cât. Ia uite. De ce mă, săraca mă, turcule? Uite, uite și tu, asta e mărlițică, așa zice, se dă printre iarbă, cum zicea pescarul ăla. Dom'le, zice, peștele a scăzut apa și e printre iarbă. Ia uite-l aici. Numărul 2, da? Am prins 2. Ervinu, e 2-0 pentru mine, da? Să nu zici că ai prins ceva, că mă enervezi. Deci dau cu guma asta, Stray Pro, și un cap de 4, de 5, pardon, de 5 grame. Super. Dar nu e biban. Eu caut bibanul. Dragi prieteni, am trecut pe un fel de Sandra și am pus un offset lestat așa, să vedem ce se întâmplă. Astea sunt invenții de ale mele. Poate găsesc o știucă mai mare. Tot aici în gură la Fortuna suntem. Merge frumos. Numai că s-a udat firul, pescuiesc cu 0.14. Mi-ar fi plăcut să am 0.12 la ce pește mai e pe delta Dunării. Ervin a prins o măliță și el mai devreme. M-a îndesat așa un pic și a făcut scorul 2-1. Mă rog, 1-2 dacă e să ne raportăm la el. Mai are totuși un pește până la egalitate. Am avut două ciupituri. Trage mărlițica asta probabil, poate și biban. Oricum, năluca mea e destul de mare pentru ce pește e în zonă. Dar mai dăm de câteva ori și schimbăm locul, mergem pe șuntealată. Încă o dată, nu sunt mulți alevini, sunt, e doar puie de ăla, de, s-a născut ieri. Vara 0, minus 0, ceva, minus 0 barat. Pe acolo. Vine toamna, trecem ca baba Dochia pe straturi. Pe layers-uri. Da, trebuie să ne luăm haine cu noi. Dimineața se răcește, după care soarele rămâne la fel de neiertător. Trei ezere, dragi prieteni, sau ozere, cum se mai spune prin zonă. Un vânt infernal. Mergem pe canalul dintre ezere, ozere și Boda Proste. Încercăm acolo un biban ceva. Până acum, rezultatul zilei, 3 mârlițe și un biban. Scor 2-2 cu Ervin.
Numai că bibanul l-am păstrat, acela de la ați văzut mai devreme, dar în schimb am venit de acasă cu patru scrumbii deja tăiate și sărate pe care le fac la tigaie. Ca pe o plită, cu puțin ulei, nu foarte mult. Asta e masa noastră de azi. Scrumbie la tigaie. Aproape proaspătă. Ultima scrumbie, cine pune are, ultima scrumbie prinsă la Tulcea, aceasta este, sau mă rog, în ultimele zile ale scrumbiei, am luat câteva kilograme. Și pentru că a venit Irvin, o să facem scrumbie prăjită, n-am mai mâncat niciodată, e în premieră, eu am mai mâncat desigur. Miroase a pește de mare, așa, știți aroma aceea specială de pește de mare. O întâlnești prin stațiunile noastre de litoral. Dragi prieteni, asta e scrumbia prăjită de data asta și nu la grătar, dar vă asigur că va fi nemaipomenit de bună. O să și gust de altfel. Proste și treiezere, da, îl văd. Primul lanseu aici, dau cu chinezăria asta mea celebră. Ia să vă și arăt.
Am văzut că sare bibanul, așa că ne-am oprit să încercăm. Dacă mai țineți minte, anul trecut am prins ceva roșioar aici. Exact pe vremea asta. Să mai udăm firul. Mulinez încet pe deasupra ierbii. Și schimb, nu funcționează chestia asta. Și, dragi prieteni, voi încerca în premieră o cicadă pe care numai ce am cumpărat-o din China. Ia uitați-o, îmi vine mie să o mănânc. Dacă eram biban, mă predam de mult. Și mă gândesc că poate fac o selecție. Bine, eu n-am prins niciunul până acum. Ce selecție să fac? Dacă nici n-am prins vreunul. Arată de minune în apă, păcat că nu puteți vedea. De minune stăm și noi deocamdată la umbră, dar mă gândesc că se va termina și confortul ăsta. Schimb cicada și trec pe... Da, atacat, am văzut. S-a dus după el, dar nu mănâncă. Și știu colița aceea, așa, bine, tu ai prins una înghițită. Celelalte două. Ok. Lacul Boda Proste. Ce vremuri, ce amintiri am aici. Dacă aș povesti. Da, hai să încercăm să prindem o roșioară la intrare pe canalul Boda Proste. Intrarea în lacul Boda Proste cu Ervin în acțiune. Și după cum știți, la pescuit nicio zi nu seamănă cu alta. Dar noi perseverăm, insistăm. Până la urmă o să încercăm și la feeder cu pelete. Avem toată ziua la dispoziție, stăm prin zonă pe aici. Am prins loc la umbră, așa că nu ne pasă. O chinezărie vine la borcan cu frații lui. Într-un ulei din ăsta cu miros de pește, cu, dacă pui mâna pe el, nu te mai speli vreo săptămână cu orice ai da. Dar să vedem dacă își face și treaba. Bine, ăsta nu mai are miros pentru că a mai fost folosit. Miros așa pregnant, evident, nu-i trece repede. Și lasă să cadă bine în iarbă. Mă gândesc că de acolo s-a trag un biban sau o roșioară. Ervin de la știucă cu un offset. Ce se întâmplă? Nici cu ăsta? Va trebui să pun un jig mai greu. 3 grame cât am, nu e ok.
Nu se duce destul de repede pe iarbă. Merge între ape și nu e bine. Mai greu, mai greu, mai greu. Am și pregătit altul. Trei lebede, ce frumoase sunt, dar n-am timp să le prind. Până iau camera, până las lanseta, s-au dus, gata. Am stat la pensiunea Vaida. În regulă, curat, ok, n-am mâncat decât micul dejun cu niște chiftele de pește foarte bune, o scumbie marinată de casă foarte bună și ea. Din păcate pentru mine i-a pus coriandru și eu nu mă omor după boabele alea de coriandru pe marinată. Dar ok, civilizat, liniște, curat, felicitări. 200 camera și micul dejun 100, da? Bun, ăsta-s prețurile, deci 200 camera. Puteam să luăm, să luăm fără mic dejun. Da, uite-l, bă, vine, l-am văzut, mă, vine după el, dar nu atacă. Hm? Păi de ce? Ia uite-l, nu vrea. Nu vrea. Se vede vârful lansetei cum întrage? Se vede. Bum, 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 bum. Ah. Pe fund de tot, pe fund, pe fund, pe fund. Acolo e. Trebuie să lăsăm să cadă bine. Iar a început să atace. Uitați-vă la vârful lansetei cum face. Eu nu o mișc, o țin fixă. Bum. Bum, 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 bum. Da, e prea mic, nu înghite ce-i dau. Da, e prea mic. Peștele e prea mic și năluca e prea mare. Să spunem ceva mai mic atunci. Tot văd eu un pește azi, domne. Viermel ăsta, dinamo. Dacă ar fi să-l caracterizez, că e orm și după culoare zic dinamo pentru că e alb-roșu. Și lăsăm să cadă, să cadă, poate reușesc să-l prind cu... Hai la dinamo. Pe tribuna oficială. O, frumos, frumos. Păi Ervin l-a lăsat fără coadă, știu, culița. O, roșioară era. Ia uitați, dragi prieteni, primul pește al zilei. O roșioară frumoasă. Iuhu, tu erai dragă, dar ești așa mititică, încât o să-ți dau drumul imediat. Deși aș păstra vreo 4-5, a sărit o știucă acolo. Hai, fugi. Iuhu! E, ia să chemăm noi una. M-a lăsat și fără coadă. Am mâncat. Să chemăm una din adâncuri, așa. Dar trebuie să las să cadă, să cadă, să cadă. Și ca să câștig timp, va trebui să pun un cap greu, mai mare. Da, a tras. Deci asta e situația. Bum, iar a tras. De ce? Pe fund. Pe mijloc, pe fund. L-am găsit. Aceeași roșioară după trăsătură, dacă era biban, o lovea, dar să știți că roșioara cam alungă bibanul. Dacă e un banc de roșioară, îl alungă pe biban.
cam așa merg lucrurile în lumea peștilor. Și am observat asta anul de acum, m-a lăsat de tot, fără, nu mai am nimic. Ia uitați-vă, partea albă a dispărut aproape de tot. Da? Deci pe mijlocul canalului, chiar în iarbă, și trebuie să lași să cadă. Am pus un jig mai greu de 7 grame, cred, și lăsăm să cadă până pe fund. De acolo venim ușor. Bum, 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 atras. Bum. E roșioară, da, nu înghite și nu e foarte mare roșioara. Este exact ce v-am prezentat. Haideți să vă arăt ce a prins Ervin. Asta e sfoară. Cine știe de când stă pe fundul canalului. Și imaginați-vă milioane de bucăți din astea. Poate zeci de milioane. Da, pierdute de-a lungul timpului de pescari în ape. Uitați-vă la ea. O punem la gunoi. Asta e. Iar eu am schimbat lingurița și dau cu o chebureașcă, cu o chestie din asta, care e făcută manual și vă aduc aminte, pentru cei care v-ați uitat la episoadele anterioare, anul trecut, nu mint, acum 2 ani, ne-am întâlnit cu doi domni la intrare pe Fortuna și dădea cu așa ceva. Și tot atunci, dacă mai reluăm din secvența amintirilor, țin minte că am rămas șocat și oripilat pe undeva de o chestie, pentru că pe cârligul acela punea ochi de biban și dădea cu ochiul de biban legat de cârlig și prindea unul după altul. E filmare, e acolo, da, da. Se uită și Ervin, se uită lung la mine și a dat pe bune, că așa e, chiar așa dădea. Dar avea o tactică de a pune ochiul de la biban, îi strângea capul, nu știu ce, și fără să-l spargă. Am încercat și eu cu un biban mort să văd cum e chestia asta și n-am reușit. Le-am spart ochii, îți trebuie o tehnică anume să faci chestia asta. Bum! Să vă arăt și adâncimea apei. 2 metri și jumătate, aproape. A căzut, da? 2 metri 30. Și cât mai dau puțin pe aici, dați-mi voie să vă povestesc ceva despre recentul ordin care a modificat dimensiunea minimă de reținere la caraș și la crap. Am publicat un material pe Delta Dunării News, îl puteți vedea acolo, cu un upgrade și spre rușinea mea n-am remarcat, dar au remarcat prietenii canalului și îmi cer scuze că nu mai știu cine, pentru că pe comentarii, pe ultimul clip, pe acest articol îl puteți vedea acolo comentariile și bine a remarcat. Deși am avut și eu un articol anul trecut sau cu 2 ani în legătură cu brambureala științifică din ordine de prohibiție, din legi și așa mai departe, ce mai au ei pe acolo, cu denumirile științifice la pește și dacă la restul speciilor se păstrează Exos lucius, Ciprinus carpio, Silurus granis, etc., etc., la caras, în 2008, pe o anexă care stabilește dimensiunile minime din ordinul acela vechi din 2008, carasul era definit științific ca și Carassius
Auratus. În deșteptăciunea lor, tipii de la AMPA, plus laboratoarele științifice ale Ministerului Agriculturii, au făcut un copy-paste elegant, punând încă 5 cm pe caras și crap. Deci carasul se reține la 20, ar fi trebuit să se rețină la 20, dar nu știm care caras. Și crapul la 40 de centimetri. Ok, vă spuneam de laboratoarele științifice, pentru că în 2008, cu toate laboratoarele științifice, luaseră păreri de acolo, de la vreo 3 institute, și scrie în preambulul ordinului respectiv, văzând adresa Institutului de Cercetări, nu știu care, INCDD, Trilili, Galați, Constanța, etc., văzând adresele astea, am făcut noi un ordin cu stabilirea dimensiunilor minime la pești, în 2008. În 2023, modificând ordinul respectiv cu cele două specii, și la rechin, a mai fost încă o modificare, la rechin de la 100 l-au trecut la 90, au zis că e prea mult 100 și să-i lase la 90 totuși, pe băieții care pescuiesc la mare, săracii de ei. Și la caras, ideea era următoarea. În fostul ordin apărea Carassius auratus, așa cum apare și acum, dar Carassius auratus e carasul auriu de acvariu. Adică, dragi prieteni, dacă prinzi caras de acvariu, n-ai voie să reții sub 20 de centimetri, dar dacă prinzi Carassius gibelio, cum e carasul, că așa se numește științific, gibelio, ăla n-are dimensiune de reținere. Trage, că a uitat. E mic, trage, dar nu-l scoți. Roșioară e. Da? Deci, Carassius auratus este carasul de, cum bine remarca prietenul canalului, este carasul de acvariu. Ăla, carasul auriu, de, te joci cu el până acvariu, te uiți la el așa cum dă cu capul de geamul ăla. Deci iată, ca să vedeți cât fariseism se întâmplă și în 2023, nu, bineînțeles că ăștia de la agricultură, specialiștii de la AMPA, cu laboratoarele științifice de acolo, plus ale ministerului, că fiecare are o eprobetă și un mojar și un pistil să-l bage acolo, da? Fiecare împrejur prin birouri pe acolo au o spirtieră, un mojar, un pistil. Ați văzut și primarul ăla, chema cafeaua, scria pe clopoțelul ăla cafea. Ei cheamă eprobeta, mojarul. Da? Și după ce au făcut toate chestiile astea, absolut științific, încă o dată, fără să-i mai întrebe pe ea de la Ministerul Mediului, nici măcar așa la mișto, ca să nu mai vorbesc de faptul că ordinul respectiv n-a trecut prin transparența decizională, conform legii, trebuia să fie ceva pe transparență decizională acolo și chestii de astea. Adică să-l pună în dezbatere publică. Noi am mai făcut niște propuneri, asociațiile, ONG-urile. Dom'le, hai să stabiliți și limite maxime, opriți-i pe ăștia să mai prindă reproducătorii, să ia cu sacul și așa mai departe. Nu, de unde? La RAC guvernatorul promitea că se va modifica dimensiunea de la 9 la 12 cm. De unde? Evident că nu s-a modificat. Și uite, așa sunt și lucrurile și cu Hirudo Verbana, lipitoarea medicinală, care, vă rog să mă credeți, acum la prima mână, la culegător, la cel care o prinde din delta Dunării, prețul e 1000 de lei pe kilogram. Da? Deci 1000 de lei pe kilogram e la prima strigare, atâta ia localnicul care prinde un kilogram de lipitori. Da? Asta se întâmplă, faci un kilogram cam în două zile de cules. Poți să faci și trei într-o zi, dacă te duci unde trebuie și când trebuie. Dar, bine, acum nici nu e sezonul, asta nu împiedică, evident, să braconeze lipitori tot anul. Sau, mă rog, când sunt ele, că iarna e clar că nu. I-am întrebat pe prietenii de la RBDD, de exemplu, care
care sunt cantitățile raportate de cei care culeg legal lipitori. De asemenea, le-am atras atenția că în cazul lipitorilor, broaștelor, scoicilor și racilor ar fi trebuit să existe un ordin care să reglementeze pescuitul, exact cum este la pește. Da, acest ordin nu există și totuși RBDD-ul emite autorizații pentru pescuitul acestor viețuitoare, da? Fără ca să fie un ordin care să reglementeze cum, unde, când, cu ce prinzi chestiile astea, da? Adică, dacă la pește ne dă voie cu 4 lansete, 2 cârlige maxim și așa mai departe, în cazul lipitorilor nu se spune cum să pescuiesc, cum, când. Când da, prin ordinul de prohibiție, se stabilește o perioadă de prohibiție și în cazul lor. Și al racilor, evident, dar nu se spune cum se pescuiesc chestiile astea, da? Și care sunt modalitățile admise de pescuit. Acest ordin, conform legii, trebuia să fie obligatoriu. Și totuși, de ani de zile, de zeci de ani de zile, mulți și-au făcut case, vile pe lipitori, să știți. Un kilogram de lipitori e cam 1000 de euro pe piața românească, iar pe afară e vreo 2500, așa, prin Germania, lipitori de-astea naturale din delta Dunării, da? Te duci și le cumperi la bucată, dai nu știu cât pe bucată, da? Deci cam așa e, vreo 2500 de euro kilogramul, prin spital, prin clinicile alea pricopsite. Da, și asta e dimensiunea și afacerii cu lipitorii. Iar ordinul ăsta pe care l-au dat, bă, hai să modificăm și noi acolo trei specii, dar în baza cărui studiu ați identificat voi carasul și crapul că trebuie să beneficieze de încă 5 cm la reținere. Și care caras, încă o dată? Carasius auratus? Păi, iar v-ați făcut de râs, bă, fraților, când o să vă opriți din chestia asta, nu știu. Toată lumea râde de voi și voi sunteți ambițioși rău. Vorbim și nu mai pescuim. Ia să schimb chestia asta, că m-am lămurit cu ea. Ce burașcă! Cu linguriță și... lingurițele stată, dacă ați mai văzut așa ceva. Eu nici eu n-am mai văzut până acum. Dar mi-te Ervin care mi-a dat cheburașca. Ia uitați. Am vorbit la câteva pensiuni, erau ocupate. Oh, ce lovitură am avut aici. Prietenii de la Lebăda. Lebăda Resort. Ok, să mai așteptăm să treacă valul. Același scenariu, trage și nu înghite pentru că e mică, trage de coadă. De coada twisterului. Da. Am trecut pe feeder, dragi prieteni. Și prima roșioară. Numai că nu mai știu cât e dimensiunea minimă de reținere. Asta are... Ia să o măsor. Să vedem cât are. Hai mă, pleacă de aici. Cu tata, că-ți dau drumul, da. Stai măcar să văd cât ai. 19, nu, 17, 18 cm. Păi carasul nu are limită de reținere, carasius gibelio, pescuiesc gibelio, nu auratus. Roșioară. 15 cm. Deci se putea reține... lejer. Da, deci puteam să rețin roșioara respectivă.
Dacă vrei să-ți dau un feeder, be my guest. Da, dar cred că va trebui să montez, să ajocul în cazul ăsta. Asta o să-și fac. Pentru că s-ar putea să încep să prind roșioara asta. Trage deja. Nici n-am aruncat bine și trage. Oh, 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 oh. A fugit sub barcă. Doamne, dita mai peștele. Ia uitați cât de mare e. Încă o roșioară frumoasă. Frumușică foc. Ia uite. Ce pește. Conservă de roșioară, Ervin prinde și el unul după altul. Da. Stau. Dragi prieteni, spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat aici, pentru că nu mai am cârlige. Da? Deci au dispărut ambele cârlige. Și nu s-au desfăcut din legătură, au fost tăiate. Exact cum au zis, tăiate. Am prins un caraz, dragi prieteni. Ia uite-l. A venit pe peleta de sus. Super, super. L-a prăjit, dragul meu, caras. Dar nu ești Carasiu sau Ratus, ești Gibelio tu. Nu ești de la de acvariu. Băi, cine ne conduce? Pe cine avem noi aici? Extraordinar. Asemenea specimene. Da. Sunt continui activitatea cu legatul cârligelor. Uite, vezi? Uh-huh. Și acum le-am legat cu fluorocarbon, puii, gata, s-a terminat cu... Poate să vină și știucă și... Bine, sănătate. Am legat alte cârlige cu fluorocarbon 0,40 de dată. Doamne, cât pește e aici, ia uite. Uite, Ervin, cât pește e. Obleți. Avem noroc de vreme frumoasă, chiar dacă e soare, totuși bate vântul și azi și sunt bucuros pe chestia asta. Un pic de plajă, un pic de vânticel, e în regulă. Oh, 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 ce trage! Din zbor a luat-o! Incredibil! Da, trage și la îmbucătură, dar n-am mai apucat să atingă fundul. Și cum am lansat? Cum a început să tragă, trage și pe a doua lansetă. Ia uite ce... Oh, ce roșioară! Frumoasă foc! Ia uitați-vă! Ăsta e pescuitul de toamnă la roșioară aici, în delta Dunării. O splendoare! O splendoare de pește roșioara. S-a prins în două cârlige. Ușor. Păi ce să-ți fac, mă, fată, că știu că ești puternică, dar tot aici ajungi. Fată, băiat, ce-o-i fi? Super peletele, portocal, ananas, super, super, da? Haide să vine mai arăt o dată. Pentru că își fac treaba. Un pont de la Florin Mână
Salut, Florin. Mulțumesc. Chiar își fac treaba. Bravo. Oh, un caras, un caras mare. Dita mai caras. O fi auratul sau gibeliu? Îți dai seama ce întrebări existențiale am și eu? Tu de care crezi că e? Eu zic că e auratus, că e mare. Dacă era gibeliu, era mic. Dragi prieteni, o să închid episodul de azi, prinde și Ervin unul după altul. Cred că am vreo 3 kg până acum. Ce? Pe data viitoare să nu uităm să avem grijă de delta, să iubim natura. Canalul Bodaproste, lacul Bodaproste, la intrare. Septembrie 2023. Super, super. Ce frumos. Altă roșioară. Oh, cât de mare și asta. Dragi prieteni, ceva probleme tehnice. Ce să fac? Lavalierele, microfoanele cele de la gâț de gât. Nu știu din ce motiv nu s-au încărcat. Și am încercat să le pun acum la încărcat, dar până una alta o să filmăm cu ce am la dispoziție, cu un shotgun. Asta basta, dacă se aude cum se aude. Astăzi pescuiesc la crab. Chiar mă bucuram că scade apa, dar nu scade. A scăzut un pic și crește din nou. Am vrut să agăț niște saci de PVA din aceia solubili pe cârlig, dar nu i-am găsit, nu știu unde sunt. Așa că am schimbat tactica. Da. Și pescuiesc aici am un pop-up cu un bob de porumb și mămăliga conține boabe de porumb uscat pentru că am amestecat-o. După acestea. Aici am să încerc să vorbesc totuși mai tare. Aici am două boabe de porumb uscat cu un pop-up. Am trecut pe fir textil, după cum puteți vedea. Sper să mă mai țină, că are 2 ani și ăsta. E un 0.22. Ultima lansetă o să arunc un boiles crab de la Decathlon, 20 de milimetri, 2 cm, da? Încerc și varianta asta. Mi-ar fi plăcut să mai scadă apa, dar la cotă iar de peste 100 și încă mai vine, crește. Cel puțin așa arată prognoza. Nu o să fie cotă de crap. Trebuie să trecem iar pe șalău, pe som. Sau trebuie să stai foarte mult ca să prinzi un crap. Thank you.
Pe a patra lansetă pescuiesc cu urme negre la somn. Mai aveam 2-3 râme și am zis să le utilizez până la urmă. Ok. Deoarece am un mesaj important pentru lumea pescarilor, o să prelungesc filmarea de la din baltă, de la mila 23, cu acest apendice și s-ar putea să prind și un pește. M-aș bucura dacă aș prinde unul, să vi-l arăt. Un mic apendice, și anume procesul cu ARBDD s-a încheiat după un an și jumătate în favoarea ARBDD, știți, acela cu reținerea peștelui. Așa a zis prima instanță, în ciuda argumentelor de ordin legal pe care le-am adus și de ordin rațional, logic, dacă doriți, instanța a zis că trebuie să primesc un avertisment. Practic a anulat sancțiunea amenzii și a confiscării lansetei, cele două înlocuindu-le cu un avertisment. Deși în capătul de cerere pe care l-am înaintat instanței, în contestație, nu am cerut transformarea amenzii în avertisment, fiind, ăsta e și motivul, cu premeditare n-am făcut chestia asta, tocmai ca să judece dacă am greșit sau nu, încă o dată, în ciuda probelor depuse la dosar, în ciuda adresei oficiale primite de la ARBDD, cum că ai voie să filmezi și să pozezi peștii, iată că instanța, deși am fost la toate termenele prezent, instanța așa a decis, prima instanță. Urmează să fac contestație la această decizie și ne judecăm în continuare, pentru că așa mi se pare firesc. Da, acesta era mesajul. Pe 6, acum 3 zile s-a pronunțat, eram în baltă, după multe amânări, la și altele, pe zona asta nu avem, la Tulcea e doar un judecător, doar o tânără doamnă, da, care judecă zeci de dosare pe contestații care nu vin numai de la RBDD, vin și de la poliție și de la alte instituții. Da, deci practic un singur judecător. Nu știu ce vina am eu, că e doar unul, habar n-am. Ideea e că iată-mă cu un avertisment. Da, deși i-am explicat judecătoarei la proces că respectivul n-a ținut cont de n-a specificat în procesul verbal ce lege am încălcat. El a zis că am încălcat legea 82 și ordinul de prohibiție, fără să scrie numărul ordinului de prohibiție. Deci asta e, ce să mai zic, asta e de notorietate, de anulare imediată, dar nu o să mai pune problema. Da, uite că așa a ieșit de data asta. Ne judecăm în continuare. Ieri am fost pe la TNG Outdoor, am mai cumpărat câte ceva, niște momitoare, două cârlige, niște pelete de 6 mm din acelea cu care am pescuit la Roșioară. Din păcate n-am mai găsit ananas cu portocală cu ananas, de fapt așa scrie pe etichetă, și am luat tutti frutti, vreo 3 feluri, căpșună și alte drăcii. Pe considerentul că, și încă o dată v-am și spus pe baltă acolo, pe considerentul că, să zicem, fiind mai fluo, peștele îl vede mai repede, spre deosebire de peleta aceea de căpșune de la roșie, de la Sensor Planet, pe care o foloseam de asemenea. Ori ne punem pe așteptat și dacă prindem vreun ciortan, mă gândesc să fac o saramură, dacă prindem destul de repede,
mai întâi să-l prindem și apoi destul de repede ca să am și timp să mă întorc acasă. Acasă la Tulcea este Ivan Pațaichin Fest, festivalul Ivan Pațaichin anual 2023. Ieri am participat la festivitatea de inaugurare a ansamblului sculptural memorial Ivan Pațaichin. S-a dezvelit și o placă acolo, vă invit să o vedeți la Tulcea, o să pun câteva imagini de la eveniment, imagini care mi s-au părut sugestive. Am filmat în direct pe Delta Dunării News partea de deschidere, după care, nefiind pregătit, am început să mă obosească mâinile, pentru că era așa o aglomerație și a trebuit să stau cu mâinile sus. Am stat vreo jumătate de oră așa, nu le mai simțeam, ținând telefonul cu amândouă mâine, pentru că deja îmi tremura cu o singură mână. Da, ce a ieșit, a ieșit. Bine că am punctat acolo un reper. Zilele astea se desfășoară concursuri și manifestări, spectacole, manifestări sportive integrate în Ivan Pațaichin Fest 2023, în acest mare eveniment care se petrece la pe Faleza Tulcea, cu, evident, cu mici, bere și de toate, pește, scoici și ce se mai vinde pe acolo, sucuri înghețate și așa mai departe. Ciortan, cred că e. Și dădeam la feeder aici. Ba nu. Am agățat ceva. Ia să vedem. Venea dintr-o parte. O batcă. Ia, stai, fată. Te aduc aici. Așa. Hai că te eliberezi tu. Hai. Să nu mai țin. O bat că am prins. Dădeam la ananas cu feeder în așteptarea crapului. Mai la mal așa. Și uite că a venit o bat. Super. Acum s-au găsit și valurile astea, când aveam pește. Crapie. Pare că e un crap, dar, dragi prieteni, da? Da, un ciortan e. Ce urât faci. Ia să mă duc aici. Așa. Ia vino, domnul. Ciortanel. Păcat că nu ești mai mare, aș fi mâncat o saramură totuși. Iuhu. Dar e sub măsură. Vă aduc aminte că măsura limită e 40 de centimetri la crap și nu mai e 35. Tocmai vreau să plecăm, da? În condițiile astea, nici n-am pațaca pregătită, dar o să încerc să-i dau drumul așa din călic din apă. Ia să văd cum. Da, e bine agățat. O să pleci, măi, crăpușorule. Ah, ha, ha.
Dai cleștele, te rog, că nu mă se pot. Mi-a rupt unghia. Dacă încerc tot felul de mișmașuri de-astea, așa-mi trebuie. Mersi. Hai, Tulio. Și hai să vă arăt la ce a venit. Pentru că am schimbat între timp și am pus o peletă. Opa, așa. Să mă așez. Și am pus o peletă de scoică, un pop-up. Da? Și o babă de porumb. Probabil că așa stătea în apă montura. Exact așa. Iar pe momitor, ce vă spuneam, o măligă cu boabe de porumb. Da? Un ciortănel. E, nu mai mâncăm noi seara murazi, tocmai vreau să plec. Nici nu știu, mai stăm, nu mai stăm. Mai stăm, zice șoricel. Bine, mai stăm.